Una dintre raritățile impresionantei colecții de documente este scrisoarea amicală trimisă în 1929 de Victor Brauner, prietenului Geo Bogzan. Victor Brauner adună la un loc trei mari personalități, povestind despre ele, vorbind despre Voronca, Sașa Pană și chiar el, și ne dă un crâmpei de istorie. Inedite sunt și cele două scrisori holografe trimise de Constantin Brâncuș către nepoata sa Ileana în anii 1937-1938. Prețul lor de pornire la licitație va fi de 1500 de euro. Vedeta expoziției este scrisoarea care a dus la nașterea bombelor atomice, cele care au distrus Hiroshima și Nagasaki în 1945. Albert Einstein transmitea guvernului american că realizarea bombei atomice cu ajutorul uraniului este într-adevăr posibilă. Știm că Einstein a dorit să tragă un semnal de alarmă către Statele Unite cu privire la această bombă atomică, de care se temea că este deținută de către Germania nazistă. Einstein a declarat ulterior că semnarea acelei scrisori a fost marea greșeală a vieții sale. Un colecționar belgian a lăsat scrisoarea moștenire unui nepot care o scoate acum la licitație în București. Din aceeași colecție provine și un document cu semnătura lui Napoleon Bonaparte. Este cea mai scumpă piesă din licitația care va avea loc joi. Sunt și alte documente cu semnături celebre precum cele ale lui Nicolae Iorga, Iuliu Maniu, Regina Maria sau George Enescu. 1899 este momentul în care George Enescu compune poema română și o dă spre ascultare publicului din întreaga lume. Se licitează și felicitarea de anul nou trimisă de Carol al II-lea lui Nicolae Titulescu sau cartea poștală semnată de Ferdinand pentru fiul său, principele Nicolae, în 1909. Manuscrise moștenite de Eugen Ionescu, Nichita Stănescu, Ion Crean, Gargezi, Macedonski se vor vinde începând de la 50 de euro.